Toate culorile alea. Vezi? Ăla-i spandusul, vezi? Știu. Ăsta-i spindu. Spindu. Dar pe bloc ar trebui. Îți dai seama? Da. De gogoșaria din... Și doamne, văd că aveți aromele. Da, mărar, să pune la varză uscat, să pune cimbru uscat, sfandoc, busuioc, de toate. Ce e sfandocul? Bănățenii nu prea îl folosesc. E cel mai bun, ăsta dă culoare și nu lasă varza să facă pe deasupra mucigai. Adică spuma aia. E și conservat. Da, dă un miros plăcut. Foarte, foarte bun. Care e secretul unei verze reușite? La cât timp trebuie suflate? Cum trebuie făcut? La, eu, așa, noi olteinii, la 2 săptămâni. Cu suflet? Da, da, la 2 săptămâni. Cu zeama afară, da. Scoateți? Nu, băgăm, avem furtun, anume, în butoi și scoatem pe furtun, în cănți, zeama și pe mă punem pe deasupra zeama care vine de jos. Deci o pitrociți? Da, da, de 2 ore o petrocim noi olteinii. Mulțumesc, da. Frumos! Să trăiți, cu sănătate! Sănătate, nu. Asta e. Ți-am dat anul trecut. Da, pe mai am și acum, și praf am luat. Da. Bun. Gogonele, castraveți, hrean, pentru... Ultima tură de murături? Completări. 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 Așa. Cum puneți murăturile? Picant fix. Toate cu picant fix. Deci din start nu vă mai chinuiți? Nu mă chinui deloc. Fie picant fixul, mai pun câte una alta în hreanul, ceva, și gata. Mulțumesc, sănătate! Îl găsesc iud pe vreunul care să se lege de mine. Mi se frumește. Taraba, mergi bine vânzarea? Nu, că n-am avut multă marfă. Cum e piața azi? Cum merge? Nu mers cât uși decât așa un pic. Murăturile le-ați spus? Da, pentru mine, doar acasă. Cum le puneți? Cum le pun? Da. Apă și sare. Atât numai. Da. Câtă sare, cât apă? La 10 litri de apă, jumătate de kil de sare. Și la varză cum folosiți? Tot așa. Aceeași. Da, da. Sunt câte... un pic sărace, dar să țină pentru iarnă. Și de câte ori o pritociți? Cum... Nu, eu cum o pun, așa o las. Așa, da, da. Mulțumesc frumos. Treaba merge? Încet și bine, așa. Cumpărători, văd că cumpărători sunt. Sunt. Toată vara am văzut. Unde e Dănacu? Băiatul a plecat acasă, a un majorat astăzi și trebuie să onoreze, da. Mulțumite de anul ăsta? Da, se putea și mai bine, dar e bine totuși așa. Mulțumesc frumos. 6 limoni? Da, avem 6 kg de adătorit și capia, toți că masca și muse. Așa întâmplă pe domnul Brăț. Niște castraveți, niște conopidă. Puneți murături? Da, dar nu acum, nu pentru murături, să aștept acum pentru mâncat. Pentru consum. Da, da, da. Ați pus murăturile? Încă nu. Mai aștept un pic. Da. Sănătate, nu mă. Produse pentru un prânz sănătos. Legume, nimic deocamdată? Nu, acum am intrat în piață. Am fost la magazin la Profi și acum luăm pentru piață. Face tutură? Încă o tură. Cum vi se par prețurile? Vin cam zilnic și nu văd diferență. Adică sunt ok. Sunt ok. Mulțumesc frumos. Ați cumpărat ierburi, ați cumpărat cimbru, mărar? Da. Pentru? Da. Mărarul îl pun la murături sau la varză și cimbru pun și la mâncăruri preparate așa, la orice, e bun în casă. Și văd că e foarte frumos. De ce? Ați pus murăturile? Murături am pus o parte și acum vreau să mai pun niște lubenițe amestecate cu diverse. Cu gogonele, cu castraveți, cu... Da. Cum puneți murăturile? Care e rețeta? Păi, de exemplu,
pepen vers pun acolo. Bine, mai multe sisteme. Pepen vers, printre pepen vers pun gogonele, mere, pătrunjel chiar verde, țelina frunze și țelina așa. Și ardei verzi, depinde mai multe și cam dacă nu e ce pun, cam ce găsesc. Dar astea se pun de regulă la... Cum preparați saramura? Saramura, eu mă uit și prin cărți și spune că 30 de grame la butoi. Alții pun mai mult la mură. De apă 50 de grame, nu știu de ce. Da. Eu pun 30 de grame. Mulțumesc frumos! Da. Uite, vezi doar ce cumpăr, aleg ardei. Pentru murături sau pentru mâncare? Să mănânce moșul puțin. Spuneți de la ce ziar sunteți? De la Antena 1. Antena 1, ce vreți să știți? Cum puneți murăturile? Le-am pus deja. Așa, și cum ați făcut moarea? Aia e principalul. Moarea cu de-asta, șmecherii de-asta de la Kaufland. Din magazin. De la gel fix și cu puțin oțet și niște bucăți de usturoi care îl țin bine, că hreanul n-a fost. Și atât. Să fierbe apa. Dă-n clocot, o torci. Da, secretul e, întâi trebuie să știi să le așezi în borcan. Nu știi să le așezi, nu pune murături. Întâi se așează frumos, să măsoară apa care o ia, volumul, și după aia se face saramura. Mai vreți ceva? Mulțumesc! Sărumâna, cât e varza? 2,50 lei. Se caută, văd că se cumpără. Așa, mai puțin. Vă servesc? E de-abia început, acum, după Sfântul Dumitru. Dumneavoastră ați pus varza? Da. Cum ați pus-o? Am plantat-o. Am răpicat-o, am plantat-o și acum e recolta. Și la murat cum o puneți? Noi nu murăm, numai vindem așa, varză verde. Nu, dar pentru acasă, pentru consum. Câteva verze, nu mai punem așa mult. Nu? Nu. Mulțumim o zi... mult. Mi-ați cumpărat? Păi, nu știu, vreo 30 și ceva. De kilograme. Mulțumit de preț? Domnule, ce să facem? Asta e, nu avem ce face. Ei muncesc pentru asta. Noi zicem că e scumpă, ei zic că e ieftină, dar deocamdată prețurile sunt normale. Nu văd că e mare diferență față de anul trecut. Cam aceleași sunt. Ia spuneți-mi, cum puneți varza? Sau doamna, cine pune varza? Eu pun. Dumneavoastră? Da. Da. O las două zile să se odihnească, pe mai de curăț, de fapt că... gaură la cotor, pun sare, le așez frumos în butoi, de sub niște porum, niște cimbru și butoie, punem varza, o lăsăm o zi, până fierb apa, un litru de apă, o lingură plină cu sare, când e călduț, o pun peste, pun deasupra mărar, mai aruncăm niște boabe de piper, muștar, enibahar, ce se pune la murături. Am înțeles. Și la cât timp o suflați sau cum faceți cu ea? Păi când începe să miroase, atunci îl suflăm. Mulțumesc frumos, spor la treabă. Așa, merge treaba? Nu prea, că am slăbuț. Păi astăzi n-am, mă gândesc că fiind vineri. Să sperăm, că vine lumea în piață dacă am slab. Ce ați adus de vânzare? Conopidă, varză, spanac, ceapă, cartofi. Cât e varza? 2,50 lei. Se caută? Nu. Nu prea? Nu prea. Față de anul trecut? Mi se pare scumpă. 2,50 lei, varza. Am înțeles. Dumneavoastră ați pus varza la murat acasă? Încă nu. Și când o puneți, cum o puneți? Cu apă, cu sare, cu... Câtă sare, cât apă? Asta e șmecheria. Depinde. Fiecare are rețeta lui. A dumneavoastră care e? O lingură de sare la litra de apă și scobim varza și punem sare. Și când o suflați? O punem la căldură și nu o suflăm. Nu? Nu? Deloc? Nu, nu, nu. Numai o ținem la căldură până se murează. Mulțumim frumos! Nu merge. Nu se ia. Nu? Mi se pare scumpă.
Super! Super, super! Super, super! Ia-te așa o frunză să o primeze. Stai să o prind așa ca lumea. Mă toace-te cu fața la el, toace-te invers. Stai să fie bune, stai așa. Stai, nu mișca. Uite aici. Oaia subțire. Berlins. Berlin City. O prindeți? Asta e de anul ăsta sau de anul trecut? Nu, de anul ăsta. De anul ăsta deja? Da, sigur. O punem o țară mai devreme să aibă lumea de sărbători. Uitați, ei s-au învățat la locul nostru aici. Lucru fain. Păi faină. Păi e subțire, subțire. Da. Se vede orezul pe ea. Da, sigur. Uite. Doamne, de asta n-ai prins, a spus. Sigur că da. Super. Pune un punct. Rog. Da. Așa, deci el așa. Se face pe pălău. Ăia de munte, bănatul doar. Thank you.